opțiunile de bază a membrilor delegației trebuie analizate exact așa cum se analizează sarcina fiecărui deputat în parte în Parlamentul Republicii Moldova. Ce înseamnă adunarea parlamentară de la Consiliul Europei? Este un mare parlament a tuturor țărilor membri a Consiliului Europei care abordează și vin cu recomandări pentru statele membre pe subiectele de problematice cu care se confruntă țările membre a Consiliului Europei. În perioada 20-24 iunie, anul acesta, sesiunea a treia a adunării parlamentare a Consiliului Europei din 2011, se abordează mai multe probleme ce țin de reforma adunării parlamentare, ce țin de drepturile sociale și rolul parlamentelor naționale în asigurarea drepturilor sociale a cetățenilor, ce țin de politicile de tineret. Sunt două rezoluții care vor aborda problema angajării în câmpul muncii a tinerilor și drepturile tinerilor. Un document foarte important se va discuta asta, ce ține de recomandarea către statele membre de a găsi posibilitatea să micșoreze vârsta de vot până la 16 ani, adică să dea dreptul la vot tinerilor începând cu vârsta de 16 sau cetățenilor începând cu vârsta de 16 ani. Au fost abordate, dezbătute foarte aprins subiecte ce țin de drepturile refugiaților, de ce face, care va fi politica țărilor membre a Consiliului Europei vis-a-vis de solicitanții de azil, cum reacționează țările membre a Consiliului Europei pe diferite cazuri care se întâmplă. Au fost abordate subiectul Marocului, astăzi se discută situația în Tunisia, în Siria, problemele stringente internaționale. Să știți că a fost votată în această sesiune și acordarea statutului de partener pentru democrație Marocului. Am avut discuții cu președintele Ucrainei, cu ministrul de externe a Ucrainei, care deține acum președinția în Consiliul Europei, a fost el președintele Armeniei, unde membrii adunării parlamentare a Consiliului Europei au avut posibilitatea să ofere un șir de întrebări a acestor personalități. Suplimentar la agenda de bază, delegația noastră și eu personal, ca șef de delegație, avem cu o altă agendă suplimentară de a veni să aducem mai multă informație Comitetului de Monitorizare vis-a-vis de evenimentele care se produc în Republica Moldova, vis-a-vis de rezultatele alegerilor locale. Și totodată avem întâlniri bilaterale, am întâlnit cu alte delegații unde încercăm să promovăm interesul Republicii Moldova. Delegația Republicii Moldova a avut o întrevedere cu raportorii pentru Republica Moldova, a avut un schimb de păreri pe subiectul decizii sau recomandării Comisiei de la Veneția, a fost un schimb de informații vis-a-vis de rezultatele alegerilor locale din Republica Moldova și cum s-au produs aceste alegeri. Totdeauna avem sarcini foarte clare de a merge în Republica Moldova și de a face tot posibilul ca recomandările pe care le-a oferit, le-a votat Consiliul, adunarea parlamentară a Consiliului Europei în această sesiune să fie dezbătute în Republica Moldova și să fie pe cât e posibil aplicate în Republica Moldova, dar sarcina cheie a noastră ca deputați în Parlamentul Republicii Moldova și ca membri adunării parlamentare este să promovăm valorile democratice și să facem ca reformele democratice în Republica Moldova să progreseze, Republica Moldova să se dezvolte în continuare ca un stat democratic unde libertățile și drepturile cetățeanului sunt supreme.